Nouă lovitură pentru fostul primar de Baia Mare, Cătălin Chereche, și el riscă o nouă condamnare după ce procurorii anticorupție au făcut recurs în dosarul în care acesta este acuzat de mită și corupere a alegătorilor. Primarul fugar se află acum într-o închisoare din Germania, iar autoritățile române fac de câteva luni deja demersuri pentru aducerea lui în țară. În dosarul care i-ar putea aduce niște ani de pușcărie, în plus, Cătălin Cherecheș este acuzat că, în cursul anului 2013, în calitate de primar al municipiului Baia Mare, ar fi pretins, acceptat și primit de la mai mulți oameni de afaceri diverse sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu. Pe lângă fapta de luare de mită și efectuarea de operațiuni incompatibile cu funcția de primar pe care o îndeplinea la acea vreme, Cherecheș mai era acuzat și de fals în declarații și corupție a o bună perioadă de timp dosarul a stat în faza de urmărire penală și apoi în cea de judecată până când faptele s-au prescris, iar judecătorii au decis închiderea procesului. Decizia judecătorilor i-a nemulțumit pe procurori care au făcut recurs la înalta curte de casație și justiție, care este așteptată să dea un verdict în următoarea perioadă. Între timp, din închisoarea din Germania în care se află, și a reușit să blocheze demersurile autorităților române de a-l el a formulat mai multe contestații atât la parchetul cât și la tribunalul din München, în care motivează că decizia referitoare la condamnarea sa a fost dată de o judecătoare incompatibilă. Așa încât Germania a amânat din nou decizia privind extradarea fostului Edil. Judecătoarea considerată incompatibilă de către Chereche și este cea pe care propria lui Soacră a încercat să o omituiască prin intermediul unei sume de bani ascunse într-un carton de prăjituri care ar fi urmat să ajungă la mama magistratei. Soacra a fostului primar spera să obțină o pedeapsă mai mică sau chiar achitare în dosarul în care acesta a primit până la urmă 5 ani de închisoare. Cu puțin timp înaintea anunțării verdictului, Cătălin și a reușit să fugă din țară pe la Vama Pechea într-un taxi folosind actele unei rude. Înainte de a părăsi țara, el a lăsat și un mesaj pe Facebook. A fost acuzat pe nedrept, dar am rămas de fiecare dată dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția fața justiției. Și știu un lucru, că nu doar în fața justiției, și în fața lui Dumnezeu. Iar cel de sus, sunt sigur că astăzi, de acest lucru sunt sigur, nu de instanță, ci de Dumnezeu, că m-a binecuvântat și crede în corectitudinea mea.